Echipa locală de handbal feminin CSM Dunărea Giurgiu s-a antrenat săptămâna aceasta pentru meciul de mâine, pe care îl va disputa cu Handbal Club CSO Plopeni. Formația adversă nu are până în prezent nicio victorie și vine la Giurgiu cu speranța că va obține 3 puncte. Este un meci dificil pentru că fetele de la Plopeni vor veni ambiționate ca să aibă și ele o primă victorie. Noi ne-am pregătit foarte bine în această săptămână. Am și vizionat un meci pe care l-am avut în pregătire la ele la Plopeni. Fetele sunt montate, sigur o să avem încă o victorie la activul echipei noastre. Antrenorul giurgiuvencelor, fostul handbalist de divizia A, Virgil Georgescu, speră ca giurgiuvenii să susțină echipa locală și invită la partida de mâine ca la un spectacol de calitate. Avem nevoie de aportul publicului pentru a le încuraja. O spun pentru că am fost și eu jucător și mereu pentru mine și pentru echipa mea publicul a fost aluptele a jucători. Înainte acestei etape, CSM Dunărea Giurgiu se afla pe locul 8 în clasament cu 3 puncte. Fetele noastre vor întâlni în etapa 6-a echipa Știința Bacău, o formație puternică în palmaresul căreia se află numai victorii.